nici că se putea să nimerim într-un moment mai bun. Și nu doar că e cel mai populat oraș din lume, fiecare locuitor are în medie doar 16 metri pătrați și cea mai aglomerată piață de pește, atenție, din lume. Se face destul de simplu, cel puțin așa pare. Milioane de oameni o folosesc zilnic. Bun venit în cea mai aglomerată stație de tren din lume. Oamenii sunt împinși în tren de între 1000 și 2000 de oameni o traversează de fiecare dată. N-ai unde să arunci un arc. Vă salutăm de pe străzile celui mai aglomerat și populat oraș din lume. Bună dimineața din Tokyo. Kyoto, vreau să zic. Am ajuns în sfârșit, deși orice călătorie în Japonia, teoretic și practic, începe din Tokyo, dar la noi e fix invers. Ne aflăm în cartierul în care ne-am cazat. Apropo, am găsit un hotel foarte bun, situat într-o zonă bună, adică suntem destul de aproape de cele mai importante obiective, e Gălăgie, deși aș vrea să spun că în același timp e unul dintre cele mai liniștite orașe din lume, având în vedere că trăiesc aici 38 de milioane de oameni. Dar, revenind la camera de hotel, am venit cu așteptări foarte mici aici, pentru că Tokyo, în general, are un renume în ceea ce privește dimensiunea camerelor, nu doar de hotel, ci și a apartamentelor în general. Și ne gândeam că o să stăm într-o cutie de chibrituri. Dimpotrivă, am nimerit foarte bine, plătim $100 pe noapte. Este situat lângă stația de metrou, dar mergem acum să ne bem cafeaua cu niște ființe adorabile. Și nu doar că e cel mai populat oraș din lume, dar Tokyo are și o densitate a populației foarte mare, de aproximativ 6.000 de locuitori pe kilometru pătrat. Ceea ce înseamnă că fiecare persoană, fiecare locuitor are în medie doar 16 metri pătrați pentru a trăi. Unde am ajuns, l-am adus pe Ion în raiul pisicilor, la o cafenea tematică și e una dintre experiențele de neratat în Japonia. Dar ce frumoase sunt! Grăsune, într-adevăr. Prima cafenea de genul acesta s-a deschis în Japonia în 2005, dar ele au luat naște în Taiwan, în Taipei, prin anii 90. Ia uite-te cum stă un motan acolo sus, nici nu l-am văzut. Vai, vai de mine, dar câte sunt! Care mai de care, mai pufoasă, mai grăsună. Incredibile. Dar eu vreau să știu dacă vine vreuna în brațe. Nu, dar nu prea stau la mângâia, vezi, fug. Se pune toată ziua. Fii atent că poți să te joci cu ele. Până la urmă, mi se pare că tipul ăsta de cafenea are un rol terapeutic, știi? Adică, oricum, pisicile în sine au un rol terapeutic în viața oamenilor. Dar să vii să te înconjori de atâtea e o experiență inedită. Ce față are, uite-te un pic cât e de haios. Seamănă cu Ion, într-adevăr. Este ora mesei acum și am fost rugat să ne dăm la o parte încât să le poată hrăni. Și fiecare are un nume, are o poveste, e o tabletă undeva aici lăsată pentru a le cunoaște. Fiecare are bolul ei de mâncare, fii atent! Nici că se putea să nimerim într-un moment mai bun, fix la micul dejun. Partea bună e că nu trebuie să faci rezervare pentru a veni aici, pur și simplu în funcție de locurile disponibile te primezi. Cred că sunt cele mai frumoase pisici pe care le-am văzut vreodată. Se vede că sunt bine îngrijite, blănoase, haioase. Cred că cuiva este somn. Sportul de dimineață. Oricum, mi se pare fabulos că ignoră oamenii, adică nu caută neapărat atenția lor, sunt obișnuite. Dar îi ignoră. Ce ochi are, mâna și ce blănoasă e.
La 10:30 dimineața iau micul dejun și la 7:30 seara, înainte de închidere, iau cina. Deci e important, dacă vreți să prindeți și voi un moment similar, să veniți la orele acestea. Contra cost, se pot hrăni suplimentar în acest interval orar. Putem lua una acasă cu noi, în călătorii? Da. Luăm? Deci, ai deja un motan. Cu doi motani plecăm la drum. Ion și încă unul. Grumpy. Cum funcționează sistemul? Plătești un cost de intrare, ai voie să stai 30 de minute, după care la fiecare 10 minute se mai adaugă un cost suplimentar și în prețul pe care îl plătești, în biletul de intrare, ai incluse câte băuturi vrei de la un aparat de afară. Dar nu vrei să te joci cu mine? Hai! Hai! Motan frumos! Sunt sătule, acum așa ar vrea să doarmă, îți dai seama. Hei! Uite puțin cum stă cu picioarele, deci mi se pare fabuloasă. Putem face un vlog de aici, să stăm toată ziua cu ele. Eu trebuie să recunosc că nu mi-au plăcut pisicile dintotdeauna. Am niște experiențe neplăcute din copilărie, când cineva mi-a aruncat o pisică pe față și a rămas cu o traumă, dar noroc de Ion că iubește pisicile și că fratele lui are peste 11 pisici, seamănă cu cele de aici, și de fiecare dată când merg acolo, încep să le iubesc și mai mult, pentru că sunt într-adevăr incredibile. Ia uite-te cum ai intrat acolo! Gata, e timpul să plecăm. Au trecut de mult cele 30 de minute alocate. O să plătim extra, nu avem ce face, dar e o experiență așa de frumoasă. Uiți de griji, de probleme, uiți că trebuie să filmezi Tokyo, să explorezi orașul. Aș fi stat aici toată ziua. Ia uite-te, ia face ceva. Spațiul în sine este foarte frumos, au toate condițiile, își șterge ochișorii, cred. Da, au grijă de ele. Mi-a ună de zor. Că nu-i place. Mai place, că știu, că da. Nu se zbate. A spălat-o și pe dinți, între timp, dar am ratat momentul pentru a-l filma. Ia să vedem ce mai face. O piaftă. Nu vrea deloc. Știu, nu se zbate. Îi face masaj acum la degetele. Verifică unghiile. Ai, tunde părul de pe lăbuțe. Credeam că îi face masaj. Chinuit pisoiul. Ce să zic? Îi place. De aici le place. Da. Da, acolo e. Ce trebuie, Ion. Să mai vii, Ion, pe la noi. 100 de lei ne-a costat toată experiența asta, am stat în total 47 de minute, dar a fost frumos și ne-a încărcat cu multă energie bună, da, și e startul fabulos, perfect fabulos. Pentru a te plimba printr-un oraș atât de populat, de vibrant, precum Tokyo.
ador să citesc sau să ascult cărți audio. Mirosul cărților mă teleportează în zilele toride de vară, petrecute în Bucovina, în biblioteca părinților mei. În timp ce cărțile audio mă duc în seriile petrecute alături de bunica mea, ascultând teatru radiofonic. În Zimbocio, denumit și orașul cărților, datorită prezenței a peste 200 de librării și anticariate, pot să mă bucur de ambele experiențe, să mă cufund în mirosul cărților noi sau vechi și să ascult cartea Viața mea în librăria Morisaki, a cărei acțiune se petrece chiar aici. Eram pentru prima oară în Zimbocio. Peisajul mi s-a părut ciudat. De o parte și de alta bulevardului, unchiul îmi spusese că se cheamă Yasukuni, erau numai librării și anticariate, perete în perete. Oriunde aș fi întors capul, la dreapta sau la stânga, erau numai prăvălii cu cărți. Dar cele care mi-atrăgeau atenția erau anticariatele mici și înghesuite unele în altele, care păreau strivite de clădirile impunătoare. În direcția opusă, spre Suidobashii, câțiva zgârienori găzduind birouri făceau priveliștea și mai stranie. Uimită de locul în care ajunsesem, am traversat strada pe la trecerea de pietoni plină de corporatiști ieșiți să mănânce în pauza de prânz și am început să merg pe trotuar. Cu Voxa, cea mai mare bibliotecă de cărți audio în limba română, pot avea la mine în buzunar peste 70.000 de titluri în orice colț al lumii. Și voi vă puteți activa abonamentul Voxa folosind linkul din descrierea acestui video și beneficiați de o ofertă specială, 9,99 lei pentru primele 2 luni de abonament și posibilitatea de a testa gratuit aplicația timp de 7 zile. O puteți anula oricând dacă nu sunteți mulțumiți în cele 7 zile, fără a fi debitați. Și după ce am mângâiat pisicile și ne-am băut cafeaua în compania lor, am venit acum să luăm micul dejun în cea mai mare și cea mai aglomerată piață de pește, atenție, din lume. Tsukiji se numește și este o destinație de top a orașului. Clar, găsim aici peste 400 de specii de pește, de fructe de mare. Cel mai interesant moment are loc la 5 dimineața, doar că noi nu ne-am putut trezi pentru asta, atunci când se licitează pentru ton. Și dacă pe vremuri era o destinație doar pentru o piață, doar pentru profesioniști, în timp a devenit o locație foarte populară în rândul turiștilor. În anul 2018, locația inițială a pieței a fost mutată aici, unde ne aflăm noi. Sushi, venim! Și nu vă spun ce mirosuri vin de peste tot, dar arată foarte tradițional, după cum vedeți, chiar dacă e un loc relativ nou. Cred că cea mai grea alegere pe care trebuie să o facem acum e să ne hotărâm unde mâncăm. Exclusiv un loc turistic în care găsim doar restaurante, ci și unul local în care se pot cumpăra tot felul de produse locale. Întrebarea mea este ce reprezintă acestea? Oare sunt arici de mare, fructe de mare? Așa par. Acesta este krill, dacă nu mă înșel, mâncarea preferată a pinguinilor, adică un crevete de mici dimensiuni și costă 1000 de ieni, adică 6 euro. Și cred că acestea sunt un fel de ciuperci, probabil tot marine, costă 9.720 de ieni. Această pungă destul de mare. Ăsta este raiul iubitorilor fructelor de mare și al peștelui în general. Și sigur că se poate cumpăra inclusiv pește crud. 530 de ieni costă probabil kilogramul de calamar. 600 acea caserolă cu creveți. Bineînțeles și fructe se vând, căpșunele lor sunt extraordinar de bune. O casterolă costă 600 de ieni și eu care credeam că Osaka este capitala gastronomică a Japoniei, e bine să știți că mi se pare piața asta și Tokyo în general mult, mult peste Osaka. Fai, cum miroase de peste tot. Și ne este foame, nu am luat micul dejun încă. Nu știm unde să ne oprim, da, că sunt foarte multe
oferte. Bine, adevărata piață de pește locală este cea de aici, unde vedem prea puțin turiști și mai mult localnici. Se deschide la ora 5 dimineața și se închide la ora 12, acum la prânz. Am văzut atât de multe tipuri de scoici pentru prima oară în viața mea, recunosc. Un kilogram de pește, cum este cel din fața mea, 2500 de ieni, iar aceste scoici costă 3500 de ieni kilogramul. Se spune că în această piață se mănâncă cel mai bun sushi din Japonia, așa am auzit, sunt foarte curioasă. Am oprit și noi la un restaurant pentru că ne-am uitat în jur să fie mai mult localnici și mai puțin turiști și zic eu că am nimerit bine. Când intră cineva în restaurant, asta se întâmplă. Îi salută și la plecare le mulțumesc pentru vizită. Chiar e cel mai mult sushi mâncat până acum aici în Japonia și din lume, evident, v-am mai zis eu că nu se compară sushi-ul mâncat aici cu cel din Europa, din America sau din orice alt loc, e diferit. Na, ingredientele, modul în care îl prepară, au ei secretele lor, probabil. Delicios, mi-am luat 11 bucăți, sper să-mi ajungă. Acesta este crab. Se face destul de simplu, cel puțin așa pare. Am primit miso-sul din partea casei. Interesant e că acest cuvânt sushi nu se referă la pește, ci mai degrabă la orezul care a fost condimentat înainte folosind oțet, zahăr și sare. Și foarte interesant atunci când mănânci să nu amestești soțul de soia cu wasabi, pentru că îl poți ofensa pe bucătar. Și eu tocmai am făcut lucrul ăsta, iar japonezii în general recomandă să mănânci sushi cu mâna, nu cu bețișoarele. Un ucenic bucătar petrece aproape 2 ani de zile învățând cum să gătească și să asezoneze orezul. După aceea își mai petrece încă 3 ani învățând cum să prepare peștele. Abia după această perioadă are voie să lucreze într-un sushi bar. Deci, practic, băieții pe care îi vedem noi aici în față au trecut printr-un training, printr-o ucenicie de 5 ani de zile. Eu credeam și mi se părea așa de simplu privit din afară că iei orezul în mână, faci o chiftea, așezi peste ea peștele și asta e tot. În sfârșit pot spune că m-am săturat mâncând sushi. A fost delicios, cel mai bun sushi cu ton marinat aici la mâncat. Deci a fost fenomenal, nu poate fi descrisă în cuvinte senzația pe care o simt. Dar a fost delicios și toate în general au fost foarte, foarte bune. $38 ne-a costat această masă, în total 24 de bucăți de sushi, dintre care 12 au fost rulouri plus o bere. Mi se pare mie sau sunt prea răsfățată în dimineața asta cu pisicuțe la cafea și acum cu barul acesta de sushi. Nu e întâmplător, meriți, meriți ce e mai bun, să știi. Amândoi merităm. Și încă un like de la voi. Merită, Andreea, să știți. Muncește mult. Și după un sushi așa de bun, a venit momentul să încercăm și vestita înghețată cu matcha. Arigato! Ia să vedem de ce sunt înnebuniți japonezii după înghețata asta. Bine, tot ce înseamnă matcha pentru ei reprezintă o adevărată obsesie. Clar, e o înghețată a iubitorilor de matcha, are un gust foarte, foarte puternic. Îmi place, nu e dulce și răcoritoare, na, că e înghețată. Pentru mine e, cred că, cel mai curat oraș din lume, având în vedere dimensiunea populației și unul dintre cele mai liniștite, având în vedere că sunt mașini în jurul nostru, sunt foarte mulți oameni, ar trebui să fie o gălăgie infernală, claxoane, dar doar în marile intersecții, să zic, experimentezi
zgomotul, aglomerația, în rest, domnește liniștea. Numărul de mașini este destul de mic pentru că rețeaua de metrou este foarte bine dezvoltată și este cea mai mare din lume din punct de vedere al numărului de călători. Atenție, 8 milioane de oameni o folosesc zilnic, asta înseamnă că 3,2 miliarde de pasageri folosesc acest mijloc de transport și din punctul meu de vedere, până acum, dintre toate orașele vizitate în Japonia, Tokyo mi se pare că are cel mai bun sistem de transport și cel mai intuitiv. E destul de simplu să-l folosești dacă urmezi semnele și, bineînțeles, Google Maps, pentru că îți spune exact platforma la care să mergi, intrarea, toate detaliile de care ai nevoie. Ieșirea și așa mai departe. Și e destul de accesibil, de exemplu, noi acum pentru 7 stații am plătit 6,50 lei, adică 1 dolar și jumătate de persoană. Și nu doar că e simplu să iei metroul în Tokyo, dar e și foarte rapid. Am ajuns extrem de repede în următoarea noastră destinație, unde o să vizităm un templu, dar ne-a atras atenția să-l vizităm, dar un pic mai târziu, străzile pline de oameni și de aceste șarete pe care le trag după ei, un fel de rikshe, varianta japoneză a celor din Bangladesh cu care s-a plimbat Ion, apropo. Mie mi-a fost greu să înțeleg, de fapt, sau să cred că Tokyo este mai populat decât Dhaka din Bangladesh. Cred că Dhaka este pe locul 3 în lume. Foarte interesant, dar nu se simte asta în niciun caz. Plimbarea are alt farmec atunci când ești îmbrăcat în kimono și când cel care trage rikșa, mă rog, aleargă, că nu pare să fie foarte greu, e și el îmbrăcat în straie tradiționale. Și suntem, da, în mijlocul orașului, printre clădiri zgârie nori, printre temple foarte vechi. Sunt curioasă cât costă o plimbare. You can choose so time and cost. 12 minutes. So yeah, one area. Yeah, ah, so, okay, so depends on the area. Yeah, yeah. Plimbarea cu rikșa costă 12 minute minimul de timp, 6000 de yen două persoane și te duc în, spun ei, în zonele cele mai frumoase, mai instagramabile, să faci fotografii. 180 de lei sau 40 de dolari. Cu siguranță era un mijloc de transport, cred eu, folosit în timpul perioadei Edo, că mi se pare așa că aristocrația beneficia de un astfel de tratament. Dhaka nu este al treilea cel mai populat oraș din lume, ci al patrulea, cu 23,2 milioane de locuitori. Pe locul 2 în lume se află New Delhi din India și pe locul 3 Shanghai din China, 29,2 milioane de locuitori. Urmează Sao Paulo, Mexico, Cairo, Beijing, Mumbai și Osaka pe locul 10 cu 19 milioane de locuitori. Ce surpriză! Deci Tokyo, clar, este în topul orașelor preferate. Păi pentru mine cred că e numărul 1, sincer vă zic. Și pentru mine se bate cu Cape Town acum, ce să zic. Ai curățenie, respect, siguranță. Clima îmi place foarte mult. Da, dar nu e clima din Cape Town, din punctul meu de vedere. Și nu are plaje, și nu are pinguini, și nu are deschiderea aceea frumoasă la ocean cu plaje, cu, nu știu, nisip alb, palmieri. Dar e frumos. Ca metropolă se bate foarte, foarte mult cu New York-ul și are șanse să câștige, exact cum a spus Ion, din punct de vedere al curățenii și al siguranței. În momentul de față, Tokyo este capitala Japoniei și asta din anul 1868, atunci când împăratul Meiji și-a stabilit aici reședința tocmai din Kyoto și tot de atunci se numește Tokyo pentru că inițial s-a numit Edo și era de fapt un sat pescăresc. Este și cel mai mare centru financiar din Asia și al treilea din lume după New York și Londra. În același timp, Tokyo are și cea mai mare industrie turistică din Japonia, dar și una dintre cele mai mari din lume. Peste 30 de milioane de vizitatori ajung aici anual, dintre care 10 milioane sunt străini, ceea ce înseamnă că turismul în sine generează peste 20 de miliarde de dolari anual pentru oraș. Și sper că ați observat un aspect și anume cum sunt construite trecerile de pietoni, deci nu sunt doar de la o stradă la alta, ci sunt și în diagonală și o să ajungem imediat pe cea mai aglomerată trecere de pietoni din lume, că nu este aceasta.
face o vizită în Tokyo fără a ajunge și la Senzoji, cel mai vechi templu budist din acest oraș. A fost construit în anul 645 și este budist. Bine, nici nu-mi imaginam că va fi altfel. Și aici e foarte aglomerat, la fel ca în Kyoto. Dar uitați-vă puțin, stânga-dreapta sunt magazine, iar de sus atârnă florile de cireș, crengile de sakura. Foarte interesantă prezentarea și foarte interesant că poți să-ți cumperi cosmetice de la templu. Asta chiar e o noutate. Templul nu este cel original, el a fost distrus în timpul celui de-al doilea război mondial, pentru că Tokyo a avut foarte mult de suferit în urma raidurilor aeriene. Se estimează că bombardamentele asupra orașului din anii 1944 și 1945 au produs între 75.000 și 200.000 de victime în rândul populației și mai bine de jumătate de oraș a fost distrus. S-a confruntat cu o scădere a populației de la 6.700.000 de locuitori la 2.800.000. Însă după război, oamenii au revenit în oraș, orașul a fost reconstruit și în anul 1964 a fost prezentat orașul Tokyo întregii lumi, atunci când a fost gazda Jocurilor Olimpice de vară. Și în mod oficial, aceasta este intrarea în templu, aceasta este poarta care ne spune acest lucru. Și dacă tot am înțeles în sfârșit ce înseamnă omikuji, eu zic să ne încercăm norocul. Primul pas este acela de a lăsa 100 de ieni aici, în timp ce ne rugăm pentru dorința noastră. Apoi trebuie să scuturăm foarte bine această cutie, să amestecăm bețele din interior. Și să scoatem unul. Nu vrea să iasă. Gata! Și acum trebuie să căutăm numărul aici undeva. Complicat, recunosc. K plus J, cam așa sună, pare. Caută. Seamănă, dar nu răsare. Cred că ăsta e, nu? Da, da. Bine, trebuie să lăsăm bățul înapoi în cutie. Iar în momentul ăsta trebuie să traducem exact ce am desenat eu, să spun așa. Se pare că am ales un număr câștigător și anume numărul 91, care înseamnă noroc. Și sigur că am aici câteva detalii legate de ceea ce se va schimba în decursul anului cu privire la viața mea, dar totul este de bine. Așadar, sunt norocoasă! Yay!
venit în cea mai aglomerată stație de tren din lume, Shinjuku se numește și da, este în Tokyo. Evident, peste 3,5 milioane de oameni o folosesc nu săptămânal, nu anual, ci zilnic. 12 linii, 6 companii care operează aici și, țineți-vă bine, 200 de ieșiri. Întrebarea mea este, dacă ai ieșit pe unde nu trebuie, ce faci? Noroc de Google. Noroc de Google că te ajută. Cam așa arată o zi normală. Suntem doar la un terminal, vă dați seama că sunt foarte multe trenuri care operează în zona asta, așa că nu o să putem noi ajunge chiar la toate și poate la cele mai aglomerate. Te ia puțin amețeala, știi, văzând atât de multă lume care ba aleargă în jurul tău, în sensuri opuse. E un adevărat furnicar, așa mi se pare. Bine, la o populație așa de mare, asta înseamnă că aproape 10% din populația orașului Tokyo folosește sau, mă rog, tranzitează zilnic această stație de tren, respectiv metrou, pentru că sunt atât trenuri, cât și metrouri și autobuze aici. Foarte interesant că aici, în gară, nu este singurul spațiu de acest fel, dar sunt foarte multe depozite pentru bagaje și pe zi poți plăti între 500 și 800 de ieni în funcție de dimensiunea bagajului, dar e foarte util, mai ales dacă ai un zbor seara, târziu și n-ai unde să-ți lași bagajul, vii aici și ai rezolvat problema. Cu siguranță ați văzut, nu știu neapărat dacă în filme, dar pe rețelele sociale, momentul în care oamenii sunt împinși în tren de angajații liniilor de metrou ale căilor ferate. Există o meserie specială aici în Japonia denumită Oshia. Practic asta fac oamenii, se asigură că toată lumea intră în trenurile supraaglomerate tocmai pentru a fluidiza cât mai mult traficul. Și sunt curioasă dacă surprindem acum așa ceva aici. Am venit la o linie oarecare, nu știm dacă e chiar cea mai aglomerată. Dar vedem acum. Așa de multe de făcut și de văzut în zona asta, dar pentru că se face târziu, o să ne oprim, nu aici, bine, de preferat e să vii noaptea după ce se lasă întunericul aici, pentru că arată splendid locul ăsta. Practic sunt niște străduțe foarte înguste care găzduiesc în clădirile din stânga-dreapta tot felul de restaurante, baruri, 60 la număr. După cum vedeți, restaurantele sunt pe măsură, adică foarte, foarte mici. Ia uitați-vă ce frumos arată. Bine, tot locul ăsta a luat naștere prin anii 40 și în 90, din câte am înțeles, a ars și a fost reconstruit în forma pe care o vedem astăzi. Bine, mâncarea este pe alese de la... Cred că n-am văzut sushi aici, în rest de toate, dar predomină grătarul și barurile în care se bea sake, respectiv bere. Același principiu, vedeți că este mâncarea gătită în fața oaspeților. Bine, în momentul de față, toată această zonă se numește Memory Lane. Și de pe străduța asta extrem de liniștită și de îngustă am ieșit în nebunia orașului. Repet, e... știu că sună ciudat acum ce spun, dar e liniște, în afară de faptul că mai auzi câte un tren. Oamenii sunt foarte silențioși și mi se pare un oraș aerisit, adică nu te sufocă fizic și psihic știind că sunt aici peste 38 de milioane de oameni. Asta înseamnă de două ori populația României într-un singur oraș. O, la la, Tokyo are multe recorduri. Sper că m-auziți pentru că e foarte mare gălăgia. Am luat trenul până în Shibuya, se numește această zonă. Și bineînțeles că a intrat în cartea recordurilor. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Și toți oamenii aceștia din jurul meu
sunt de vină pentru asta. Seamănă puțin cu Times Square, așa, parcă aduce toată zona asta, având în vedere câte reclame rulează în jurul nostru. Nu știu, oare te poți sătura vreodată de Tokyo sau poți vedea totul, dar totul în Tokyo, într-o viață, n-ai cum. Dar noi într-o zi, ce să zicem? Această trecere de pietoni este cea mai aglomerată din lume. Între 1000 și 2000 de oameni o traversează de fiecare dată atunci când semaforul se face verde. Cel mai bine se vede de sus. Și noi am ales un loc cu intrare gratuită. Cred că e un mall, Mark City se numește, și buia. Sunt curioasă cum se văd oamenii de aici. Și s-a făcut verde. Incredibil! Nu e o singură trecere de pietoni, sunt mai multe. Oh! Din nou, arată precum niște furnici. Cred că sunt peste 2000 de oameni acum. Și cred că seara, în general, se aglomerează foarte mult și cifra asta e depășită cu ușurință. Dar vă dați seama, 2000 de oameni la câteva minute. Bineînțeles că e și o atracție turistică trecerea de pietoni, adică nu e doar utilă, are o utilitate în sine, dar atenție, la fiecare minut traversează între 1000 și 2500, chiar 3000 de oameni aici. Hai să vedem cum se simte și de la sol. Dai seama că poți să umpli stadioane întregi cu oamenii care traversează, nu știu, în jumătate de oră. Cred că partea cealaltă e foarte aglomerată, dar există o logică, vezi că cine merge încolo stă pe partea dreaptă și cine traversează în partea opusă e în stânga. N-ai unde să arunci un arc. Hai să încercăm să mai ajungem pe una. S-a făcut roșu. Nu-i nimic, o luăm de la capăt. Stai așa. Partea asta centrală e cea mai aglomerată din ce am văzut. Bine, îți dai seama că toată lumea aici care vine traversează și pe partea asta și pe partea cealaltă. Adică experimentează toate sensurile. Oricum, amuzant. Ok, s-a făcut verde. Să ne pierdem în mulțime. Da, cam asta e experiența Shibuya. Nu știu, mai mergem undeva astăzi, că a fost prea lungă ziua. Trebuia să mai ajungem într-un loc care e situat foarte aproape și foarte frumos pe timpul nopții, dar nu cred că mai avem energie. Dacă mergem, lăsăm imaginile acum să curgă după ce ne luăm la revedere de la voi. Dacă nu, o să vedeți locul ăsta în alt vlog. Prea intensă ziua de astăzi și prea frumoasă și prea mult iubim Tokyo, sincer. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Nu uitați like, lăsați-ne un comentariu ce v-a plăcut cel mai mult din haosul unei zile minunate petrecute aici în Tokyo și ne revedem cu alte vloguri din acest oraș. Hai să mai traversăm o dată!